darling, it is. And it was wonderful on stage, actually. Yes? Yeah. I felt like Hodor from Game of Thrones. Hodor, you are awesome! I know, I own the throne. Do you want to marry me? Yes. Or do I want to marry you? Yes? Yeah. Sure, why not? Dar de ce vorbim în engleză? Nu știu, cred că de la oboseală, de fapt, suntem foarte energici. No, because we are at Liberty Parade. Cum a fost, Hodor? Băi, a fost foarte, foarte tare. De fiecare dată zic, băi, anul ăsta o să fie și mai tare și să știi că așteptările nu mi-au fost înșelate, bă, absolut deloc până acum și mixez, nu știu, de câțiva ani încoace. Ai trimit câtele anii ăsta pentru tine? Cred că de prin 2006 sau 2007 sunt prezent la fiecare ediție Liberty Parade, așa că sunt mândru de treaba asta. Ți-am zis ce tip mișto ești? Băi, mersi mult de tot și tu ești o gagică mișto. O să te-am brațe? Da. Mersi, Liviu Hodor, spune-mi, cum a fost mulțimea? Mulțimea foarte tare, da? Foarte mișto, pus pe distracție, foarte mulți și anul ăsta, veseli, am văzut și multe costume, oamenii pe semne că au venit de la caravană direct la scenă pe Liberty Parade Arena și să mai, au fost bestial, mulțumesc mult de tot. De unde vii și unde mergi? De unde vin și de unde, păi am venit la București. Am stat vreo două zile pe la mare, mai stăm și mâine să ne bronzăm și noi un pic așa, să ne relaxăm după nebunia asta. După care ne întoarcem la București, că avem treabă, pregătim piese noi, programe noi la Radio 21, deci avem treabă. Să deschid microfonul. Hai, nu cred. Hai, mă, deci cum ați plătit-o, mă? Voi o plătiți? La păcăle.